Sute de copii care au plecat cu părinții în străinătate au solicitat reînscrierea în școlile din județul Botoșeni. Numai în primul semestru din anul școlar 2021-2022, peste 170 de elevi au revenit de peste hotare și au depus cereri de înscriere în școlile din județ. Cei mai mulți sunt veniți din Italia, Anglia, Belgia și Germania. Unii dintre copii au motivat că nu s-au putut adapta programului școlar din țara respectivă, în timp ce alți elevi au spus că au revenit în țară împreună cu părinții care au renunțat la joburile din străinătate. Cei mai mulți elevi sunt înscriși anul acesta în învățământul gimnazial, iar în funcție de mediul de proveniență, cei mai mulți sunt din mediul rural.